Mai sunt câteva săptămâni și se încheie primul semestru care în mare parte s-a desfășurat în mediul online. Cei drept pentru o parte dintre elevi, dacă este să ne raportăm la datele Inspectoratului Școlar, 1000 de elevi nu au participat la aceste cursuri. În acest moment, profesorii sunt în fața unei noi decizii greu de luat. Cum încheie situația școlară acestor copii care din diferite motive nu au participat la ore? La nivelul județului, din cei aproape 55.000 de elevi, 1000 se află în situația, dar nu li se putea încheia situația școlară și vorbim despre 728 de elevi de la nivel gimnazial, profesional, liceal, postliceal și primar din mediul urban și 367 din mediul rural. Acești elevi se află în situația de a nu li se putea încheia mediile pentru semestrul întâi, fie pentru că nu au avut acces la internet în toată perioada în care cursurile s-au desfășurat online, fie nu au avut dispozitive de pe care să se conecteze pentru a putea desfășura activitățile educative odată cu colegilor de clasă. Ministerul caută soluții, iar în acest moment sunt înaintate trei posibilități de a închide situația școlară a elevilor vizați. În ultima perioadă se colectează din soluții pentru aceste situații de la cadrele didactice, de la părinți, de la elevi și cele mai des folosite soluții și măsuri identificate au fost aceea de a se desfășura activități remediale pe parcursul, pe întreg parcursul semestrului al doilea, astfel încât toată materia să fie recuperată, sau prelungirea perioadei de încheiere a situației școlare pentru semestrul întâi, în prima perioadă 4-8 săptămâni din semestrul al doilea, sau o altă măsură identificată, încheierea mediilor cu un număr mai mic de note decât în mod obișnuit. ISJ Olt a solicitat Ministerului 7237 de tablete pentru elevii și dascălii care nu dețin echipamente electronice necesare susținerii orelor online, iar la finalul anului au sosit 3360 de tablete. Urmează ca licitația organizată de ISJ Olt să fie deblocată, iar atunci vor mai fi achiziționate alte 2000 de tablete. Cu toate acestea, cadrele didactice au semnalat de-a lungul anului școlar și existența unor elevi care, deși au acces la internet, nu doresc să participe la orele online. În acest moment se discută și posibilitatea întoarcerii fizice a elevilor la școală, lucru ce este condiționat de evoluția pandemiei.